Bună ziua, dragi prieteni ai emisiunii Videoteca Excelenței. Dacă săptămâna trecută discutam despre sistemul acesta al orelor online din cauza pandemiei, despre cum se fac acum aceste activități în școli, pentru că, iată, este o perioadă total diferită și nu eram obișnuită cu ea, iată că de această dată discutăm despre ce se mai poate face pentru comunitate, pentru că sunt și asociații, sunt și persoane care doresc să se implice și să ajute copiii care vor să-și continue școala. De aceea, invitatul ediției de astăzi este doamna psiholog Roxana Oana Rotaru, este președintele Asociației ROR din județul Iași. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, mă bucur să vă revăd. Mulțumesc pentru invitație. Știu că, deși nu mai se merge în școli cu anumite activități, practic ele au continuat. Și haideți întâi să ne referim la cele legate de copii. Știu că sunt anumiți copii care au fost ajutați pentru a putea merge la școală. Așa este. În această lună, octombrie, Asociația ROR a organizat un eveniment într-o cafenea superbă din Iași, O toamnă altfel, un eveniment caritabil, grupul nostru țintă fiind 20 de copii care provin din familii defavorizate din comuna Miroslava. Nu s-au strâns 20 de ghiozdănele pline cu rechizite, ci 29. Ceea ce ne bucurăm foarte mult. Am avut invitați speciali, colaboratori, prieteni ai Asociației ROR, cărora vreau să le mulțumesc prin intermediul dumneavoastră pentru implicare și susținere, alături de ceilalți sponsori, care niciodată nu spun nu când eu îi apelez. Aș aminti de doamna Camelia Margareta Bogdănici, profesor universitar, doctor UMF Grigore Tepopa din Iași, doamna Monica Tatarciuc, profesor universitar, doctor, decanul Facultății de Medicină Dentară din Iași, doamna Irena Cigu, conferențiar universitar, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, doamna Ioana Mârțu, șef de lucrări UMF Grigore Tepopa și, nu în ultimul rând, domnul Lucian Burlea, fondatorul Institutului de Psihiatrie Socola și șef de lucrări la UMF. Practic, aceste persoane au dorit să-i bucure pe copilașii pe care dumneavoastră îi supravegheați, cu ghilimele de rigoare, îi urmăriți, îi monitorizați de ceva timp. Da, mai exact, din luna aprilie am dat startul campaniei Împreună Reușim, cu avocații din echipa ROR, din campania Impact Stop Bullying. Am pus așa umărul cu toții și am strâns în acea perioadă alimente, dezinfectante, măști și tot ceea ce a fost nevoie pentru acea perioadă în care cu toții am stat acasă. Și părinților le-a fost dificil să se miște, să lucreze. Exact. Și acum v-ați gândit să-i ajutați în continuare pe copii și ați mers cu ghiozdănele. Da, și bucuria lor a fost mare. Au primit și măscuțe personalizate, jucării, dulciuri, deci o bucurie completă, să spunem așa. Da, și pentru că ei au nevoie și de alimente, știu că un producător local din Tomeș, nu puteți să dăm numele, da, avem un parteneriat foarte frumos cu Asociația Magazinelor de Proximitate la Băcănie din Iași și ne-au fost alături nu pentru prima dată. Ne-am bucurat de ajutorul lor necondiționat și le mulțumim, firește. Da, și pentru că spuneați și de campania Impact Stop Bullying, la evenimentul unde s-au strâns ghiozdănelele, știu că a venit cineva și a cântat. Da, am avut un invitat surpriză, este vorba despre Ianis Pavel, tânărul talentat ieșean, care este și imaginea acestei campanii care se desfășoară în județul Iași, în unitățile de învățământ. Cum a fost, pentru că bullying-ul e un fenomen de care se pare că nu scăpăm prea ușor, cum a fost campania până când a început pandemia și cum o derulați în continuare? Până în luna martie acestui an am avut un program extrem de aglomerat, cam două întâlniri pe săptămână cu elevii, profesorii și părinții acestora.
Acum revenim în școli, respectând toate regulile impuse pentru ca această activitate să aibă loc. Ne orientăm, vedem ce spune inspectoratul școlar, inspectoratul județean de poliție Iași și facem ca lucrurile să meargă bine, să continuăm munca noastră. Ce impact, ce feedback-uri ați primit de la celelalte evenimente care s-au, aceste activități cu bullying-ul care s-au derulat deja în școli, de la profesori? Știu că primiți tot felul de feedback-uri. Cam ce feedback-uri aveți? Da, ceea ce ne motivează să ne ducem activitatea mai departe. Fac tot felul de ateliere, tot felul de concursuri, ne trimit desene, tot felul de mesaje anti-bullying, stabilesc întâlniri între profesori și elevi. Lucrurile se pare că se mișcă, ca să spun așa, în direcția pe care noi ne-o dorim. Ceea ce dă un plus valoare muncii noastre. Vă așteptați să fie atâtea feedback-uri și, practic, lumea să fie mai deschisă la început, când ați dat startul campaniei? Când mă gândesc, privind în urmă, anul 2018, luna octombrie, că a pornit totul cu sub forma unui eveniment numit Impact, despre bullying în pași de dans. Sincer, nu m-am gândit că va fi mai mult de atât. Dar cum nimic nu este întâmplător, s-a rostogolit, ca să spunem așa, bulgările de zăpadă. Ce v-a dat curajul să continuați și să creați, practic, o campanie care nu e deloc ușoară, unde, într-adevăr, ați luat doi parteneri absolut necesari până la urmă, așa, da. Și cei care facilitează accesul în școli, dar și cei care, până la urmă, pot să țină în frâu puțin Numărul mare de cereri din partea elevilor, părinților și profesorilor m-a făcut să mă gândesc să organizez această campanie, să formez o echipă multidisciplinară, da? Vin vorba de psiholog, vin vorba de jurist, avocat, da? Judecător, fiind vorba de jurnalist. Da, psihologul, nu știu dacă l-am amintit. Da, primul și polițistul. Și polițistul, că spuneam, da. De polițiști. Da, deci alături de jurnalist, ei intră în contact cu toate problemele care sunt ascunse sub această umbrelă a bullying-ului. Cyberbullying-ul. Cyberbullying-ul, care într-adevăr e extrem de prezent din nefericire, mai ales că acum stăm cu toții foarte mult pe online. Da, tentațiile sunt mult mai mari, așa este. Copiii recunosc că trec o perioadă atât de grea? Ei sunt foarte curajoși, inteligenți, frumoși, un material uman excepțional, care poți lucra deosebit de bine. Și faptul că am început să comunice cu mai mult cu părinții, cu profesorii, să semnalize anumite lucruri care nu păreau firești până în acel moment în care noi am venit și am discutat cu ei. Iată, spun eu că i-a motivat să facă și ei o schimbare și să se repoziționeze, practic. Școala cum reacționează? Cum vi s-a părut? O foarte frumoasă colaborare cu inspectoratul școlar județean Iași. Ne-am bucurat cu toții de sprijinul doamnei profesor inspector până de curând, doamna Ala Popei, și ne-am bucurat cu toții de rezultate, să spunem așa. Când auzim de rezultate, de obicei suntem obișnuiți cu procentele. La dumneavoastră, în această campanie, pentru că telespectatorii noștri nu sunt numai din județul Iași, unde campania se derulează, ce înseamnă rezultate? Ca să ne înțeleagă cei care primim. Rezultate până în prezent sunt aproximativ 6600 de elevi informați și consiliați, aproape 700 de profesori și întâlnirile cu părinții, care, sincer să fiu, nu i-am numărat la acele întâlniri, dar important este că au participat, că le-a păsat
și că am înțeles că trebuie să fie mult mai atenți la conversațiile, prietenii, mediul în care copilul activează, să spunem așa. Spuneați și de anumite întâlniri mixte, să le numesc așa, dezbateri. Dacă sistemul de învățământ era la fel cum îl știam noi înaintea pandemiei, deci ele practic s-ar fi desfășurat așa. Dacă vom reveni la normal, continuați cu genul acela de evenimente. Cu siguranță, și aș vrea să nu mă gândesc la cel dacă. Și așteptăm, păi nu, normalitatea. Eu mă gândeam acum, da, până se termină anul acesta școlar, care așa nu este. E chiar foarte departe. Așa este. Ca alternativă la acest tip de activitate? Ne gândim cumva, o să ne consultăm și cu cele două inspectorate, dacă putem desfășura ceva în mediul online, poate în orele de dirigenție, vedem. Discutăm. Până la sfârșitul anului vedem cum se așează lucrurile. Știu că în urma activităților mai erau persoane interesate să discute cu dumneavoastră în particular de anumite chestii. Cât de important vi s-a părut ca psiholog de această dată? Iată că cineva care vă cunoaște de câteva minute vine practic să vă spună cu sinceritate o problemă. Faptul că m-ai conștientizat că ai o problemă și ai curajul să vei să o expui, asta arată cât de stresant și cât de apăsător este acel lucru sau acea situație. Și cu bucurie sprijinim atât dirigenții cât și psihologii școlari, care sunt foarte importanți în orice unitate de învățământ, să vină cu o plecare deosebită către elev pentru rezolvarea situației presante. Considerați că, practic, psihologul școlar ar putea, într-un fel, să rezolve o mare parte, să spunem așa, sau o mai mică, depinde de situații cât de grave sunt, din școli, dacă ar exista suficienți, dacă copiii ar fi dispuși să meargă să vorbească cu ei? Noi întrebăm la aceste activități câți dintre ei interacționează cu psihologul, care este relația cu acesta, și de multe ori am rămas surprinși, plăcuți, cât de iubit era psihologul școlii și ce rând făceau la ușa cabinetului. Sigur, rolul este foarte important. Sunt psihologi bine pregătiți și care cu pasiune și din dragoste pentru copii, le sunt alături. Sunt convinsă. Care ar fi, nu știu, principalul avantaj sau atua unui psiholog să-i atragă pe copii să vină la el cu astfel de problemă? Avantaj, nu știu, dar feedback cred că este cea mai mare calitate, bucurie. Că de fapt cea mai aici mare bucurie a unui psiholog este să vadă rezolvată problema și să vadă copilul fericit, astfel încât să-și desfășoare activitatea la școală și în afara școlii în cele mai bune condiții. De obicei vine victima, dar dacă vine agresorul, pe el cum am putea să-l salvăm, să nu recidiveze? Ambele au nevoie de ajutor, dar aș spune că agresorul mai mult, pentru că și el la rândul lui a fost o victimă. Și atunci trebuie descoperită problema. De unde? Nu ne-a pornit totul. Vin des agresorii, recunosc, ați avut astfel de situații? Ei se identifică ușor în la aceste activități, să spunem. Îi așa. Îi identificați dumneavoastră, dar ei vin după aceea sau reușit să interacționați cu ei tocmai pentru a-i ajuta să nu mai facă? Unii își doresc acest lucru, uneori există discuții cu directorii de școală și cu elevul respectiv. Toate aceste întâlniri sunt absolut confidențiale ca și, nu știu, ca și întâmplare, ca și probleme găsite acolo.
ceea ce presa ieșeană a înțeles acest lucru și le mulțumesc tuturor, când vorbim de radio, vorbim de presă scrisă, vorbim de online, orice. Da, e normal să nu dăm nume, să nu dăm vârstă, să nu dăm școală, dar până la urmă nu ăsta este rolul. Cu siguranță. Este o campanie care se adresează, cred, tuturor. Pentru că bullying-ul nu este numai la școală. Am fost invitați de curând să mergem la anumite firme din Iași pentru personalul de acolo. Iată, bullying-ul există. Nu numai în școală, repet. Ați mers și în rural și în urban. Da. De obicei, ne place, nu ne place, sau în fine, din statistici cum rezultă, mereu spunem, în urban e mai rău. Cum ați constatat dumneavoastră, vorbind de bullying? E mai rău în rural? Au mai mult nevoie de ajutor? În rural, părinții sunt mult mai, să spunem, au mai mult timp să stea cu proprii copii. Sunt mai atenți la prietenilor. Nu stau atât în fața calculatorului, exceptând această perioadă de care ați amintit mai devreme. Activitățile sunt oarecum altfel. Încă ei se joacă. Când în mediul ăsta nostru urban găsim alte tipuri de probleme. Găsim cyberbullying, găsim grupulețe, diverse probleme. Știu că sunt și acele grupuri de ură, destul de des întâlnite la școli și nu numai. Da, poliția aici, nu? Da, poliția le identifică, nimic nu se șterge din niciun dispozitiv folosit vreodată. Asta trebuie să știe copiii care ne urmăresc. Da. Da, la aceste activități ei rămân foarte uimiți, da, își dau așa ochișorii peste cap, stânga-dreapta, da, nu se șterge nimic. Și este bine și un rol foarte important îl are polițistul în a conștientiza tuturor părților implicate că legea trebuie respectată și că orice acțiune are și consecințe pe categorii de vârstă. Probabil când omul este informat, că de aici pleacă și de la lipsa de informație, atunci când totuși este informat și este, cum să spun, o persoană echilibrată, bine, vorbim acum de vârste mai înaintate, copiii mai mici, oricum trebuie părinții să intervină, dar părinții să fie informați, aici cred că e mai ușor de lucrat, adică dacă ești informat și nu odată, de mai multe ori, nu poți să spui după aia, n-am știut. Că de obicei, da, copiii sunt învățați să spună n-am știut, dar n-am știut, ăla îl învață de la un adult. Nu învață singuri că au văzut așa, nu știu, pe pereți. Vă dați seama, aceste invitații care vin din partea directorilor de școli, clar se preocupă de faptul că toți elevii trebuie să fie informați, că sunt responsabili pentru tot ceea ce fac în mediul școlar. Da, părinții răspund în afară, profesorii aici au un alt rol. Cred că a trebuit să înțeleagă cei de la școli că a anunța o astfel de situație nu înseamnă că ești mai vulnerabil, înseamnă că vrei să, până la urmă, să o rezolvi, vrei să ajuți, că o situație de aceasta poate să distrugă o comunitate, nu numai... Exact, și m-a bucurat foarte mult acest lucru, că prima invitație care am primit-o în luna decembrie anul 2018, după acel eveniment, a fost din partea unui colegiu de top din Iași, colegiul Emil Racoviță. Ceea ce ne-a bucurat foarte mult. O deschidere extraordinară a doamnei director Mihaela Godcu și, ca să spun așa, ne-a purtat noroc. Lucrurile au început să așeze și campania cred că are succes, cu adevărat. Deci, doamna directoră, practic, numai ca a spart gheața, dar a dat exemplu că
își dorește să rezolve problemele și că dacă mă depășește ceva, atunci chem pe cineva care se pricepe, dacă nu ne putem pricepe la toate. Știu că mai există o campanie care n-a fost atât de mediatizată sau atât de multe activități n-au fost, pentru că a apărut starea asta total nouă pentru toți. Da, 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 așa cum am amintit, împreună reușim. Se pare că în urma evenimentului O toamnă altfel, patrona locației, doamne Carmen Ciolacu, s-a alăturat nouă în această campanie, oferind timp de un an de zile, începând cu luna ianuarie 2021 până în luna decembrie, o dată pe lună, o masă caldă și desert celor 20 de copii care noi avem atât de bine puși în sufletul nostru. Da, cei pe care i-ați bucurat cu ghiozdănele și când ați mai fost. Exact. Da, e foarte frumos. Poate mai există cineva să mai facă un astfel de gest, nu se știe, pentru că cei mici poate că n-au ieșit nici din comunitate, că n-au avut posibilități, dar păi să mai meargă și să vadă. Și în luna decembrie tot acolo mergem, în acea locație superbă, să vă întâlnim pe Moș Crăciun, dacă se va putea face acest lucru, da? Dacă nu, ne vom aduna cu toții și vom merge noi la ei, împreună cu Moș Crăciun, da, să le ducem cadourile surpriză. Da, practic Moș Crăciun se gândește pentru, se adaptează la orice situație. Dar nu la campania asta mă gândeam la cea cu relațiile toxice. Și pentru că suntem pe final, pe scurt totuși aș vrea să ne spuneți despre ea, pentru că tot așa e vorba de ceva important. Da, noi am dat start o campanie în luna martie, cu o săptămână înainte de pandemie. Și aș spune că este o campanie care se adresează, așa am și conceput-o, studenților eșeni din universitățile de stat și private din Iași. O campanie mult așteptată, tot așa avem o echipă multidisciplinară, da, pe lângă polițist, psiholog, avocat, avem și un expert în violență domestică și de gen. Suntem norocoși că avem unul în Iași. Urma să semnăm, urmează, da, cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza și cu UMF-ul, da, Grigorete Popa. Vedem din nou cum se așează lucrurile începând cu anul viitor. Deocamdată, vedeți, totul este în mediul online când vorbim și de studenți. Da. Deci tot așa genul de întâlniri cum sunt cele cu bullying-ul, da? Da. Câte o oră sau două, probabil, cum este la cred că studenți. Două. Da, cred că două. Și se va, bine, acolo fiind la alt nivel și ei sunt la o altă vârstă, întrebările cred că o să fie mult mai mari, mult mai dure. Este o campanie care duce multă, da, duce multă, da, provocare, da, și multă deschidere, să privim corect relațiile care le trăim zi de zi și să vorbim, nu, despre normalitate, despre abuz, despre manipulare. Da, să nu le ascundem sub preș, că până la urmă sub nicio formă. Nu e o soluție. Și informațiile astea, atât oferite de psiholog, cât și de polițist, cât și de expert în violență, sunt foarte, foarte utile. Pot salva vieți. Da, asta e, da, absolut necesar. Pot desface, în ghilimele, relațiile toxice. Să fim mai atenți cum ne alegem prietenii, partenerii de viață. Oamenii dragi de lângă noi, care merită să fie alături de noi. Am înțeles. Mulțumim tare mult și succes cu toate aceste activități și să știți că și noi îl așteptăm pe Moș Crăciun fiecare acolo unde suntem. Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Videoteca Excelenței. Eu sunt Raluca Daria Diaconiuc și împreună cu ai mei colegi din emisia tehnică vă dorim o zi frumoasă și ne revedem săptămâna viitoare.